Haideți să vorbim despre ceva ce se vorbește foarte puțin. Noi încercăm să o facem din ce în ce mai mult și din ce în ce mai des aici la Starea Nației, la Starea Sănătății, despre un mod de viață, nu despre diete minune, nu despre rețete nu știu de care, nu despre quick fix-uri din astea, ci despre modul de viață pe care ar trebui să-l aibă oameni. Și bineînțeles că prevenția joacă aici un rol extraordinar. Din păcate, oamenii care ajung la dumneavoastră, mai ales acolo la institut, ei deja au ignorat cu totul prevenția și au ajuns într-un punct în care au nevoie să le tratați efectele în primul rând și apoi să vedeți dacă se mai poate ajunge cumva la cauze. Și, na, pentru asta sunt formați, nu? Așa este, dar pe de altă parte, fiecare pacient care ajunge acolo și care are, de exemplu, o pneumonie sau are o infecție cronică, dar care se poate menține sub control cu tratament sau are un asm, trebuie să-și schimbe stilul de viață. Trebuie să încerce să-și dezvolte calități sau abilități sau să deprindă noi obiceiuri care să-l ducă într-un stil de viață sănătos. Și atunci, pentru că sunt medic pneumolog, sigur mi-ar plăcea să începem această discuție de la respirație. Pentru că atunci când ne naștem, ne așteptăm ca copilul care se naște să țipe, adică să respire. Prima respirație înseamnă viață, ultima respirație înseamnă moarte. Între respirații, practic, este toată viața noastră. Și atunci modul în care respirăm și ziua și noaptea este echilibru de la care pleacă organismul. Și nu spun lucruri mari. Pentru că e demonstrat că modalitatea în care noi respirăm creează presiunea după care toate organele interne, deci de la presiunea cu care intră aerul în plămân, funcționează inima, presiunea sangvină, funcția renală, hormonii cerebrali. Și există un articol publicat în Jurnalul European de European Respiratory Journal, care face legătura între respirație, bătăile inimii și funcția endocrină, sau mai bine zis, modul în care funcționează creierul. Pentru că s-a demonstrat că atunci când, și vedem și noi, o persoană care este panicată, o persoană care este iritată, care este nervoasă, care este supărată, începe să respire foarte repede. În acel moment apar o serie de emoții pe care neuroștiința le duce în zona centrală a creierului, există o amigdală cerebrală și și spune, și sunt studii dovedite, care arată că emoțiile respective creează niște circuite între amigdala cerebrală, care este undeva în zona urechilor, în spatele urechilor, și regiunea occipitală. Atunci suntem triști, suntem furioși, nu mai gândim corect și reacțiile noastre sunt agresive. Ce se întâmplă? Deciziile mult mai proste. Deciziile de cele mai multe ori nefericite. Ce se întâmplă cu inima? Inima începe să pompeze sânge repede, tensiunea crește, poate începe să ne doară și stomacul, că ne-am enervat foarte tare. Reversul lucrurilor, respirația lentă, nu face altceva. Atunci când se spune că respirația optimă pentru a ne liniști și pentru a ne reechilibra organismul este de 6 respirații pe minut. Noi avem în jur de 14-16 respirații pe minut. Dar dacă stăm liniștiți și încercăm să ne controlăm inspirul și expirul cu pauză conștientă, ajungem la 6 respirații. Ce se întâmplă atunci? Inima noastră își reglează ritmul bătăilor astfel încât să aibă timp de odihnă, pentru că ea bate toată viața. Se stimulează hormoni care indirect vor induce sinteză de hormoni ai fericirii. Pentru că noi, în viața asta tumultoasă pe care o avem, de regulă nu secretăm hormonii fericirii. Și asta este respirația în timpul zilei. Dacă dormim, același lucru trebuie să-l urmărim și în timpul somnului, să respirăm astfel încât să pătrundă oxigen. Sigur, nu mai putem regla frecvența pentru că nu mai este ceva conștient, dar
corpul nostru este atât de inteligent încât el poate să-și regleze frecvența nocturnă de la el putere, cu condiția să aibă oxigen suficient. Și atunci, un organism care este antrenat, care face sport, indiferent de vârstă, dar care face un sport, cum să vă spun, mă interesează nu să pe mine ca pneumolog, mă interesează ca pacienții mei nu doar să-și crească masa musculară, nu mă ajută, pentru că poate să fie o presiune. Mă interesează deci să facă un sport în zona aerobică. În zona anaerobică, exact. Da? Să aibă nevoie de oxigen pentru și exercițiile respective. Și să facă exerciții astfel încât să țină cont că avem și gât. Okay. Mușchii gâtului trebuie să antrenați. Cum se antrenează mușchii gâtului? Cântând. Celor care le place să cânte, pot să cânte, dar trebuie să cânte măcar o jumătate de oră pe zi. Vedeți, mă, de ce cânt eu toată ziua pe aici? Ok. Deci... nu trebuie neapărat să avem talent. Ideea e să cântăm, da? Ideea, în momentul în care cântăm, se antrenează cel mai important mușchi respirator, diafragmul. Da. Și atunci, sunt sigur și exerciții care pot să-l antreneze, dar diafragmul este un mușchi care mai greu se antrenează. Dar este mușchiul care ne ajută în momentele dificile ale unei afecțiuni respiratorii. Și actorii îl antrenează foarte, foarte bine. Adică și dacă joci teatru, nu neapărat da, cânti, dar ai la fel îți reglezi ai o respirație controlată. Diafragm. Corect. Și atunci, sunt diverse metode. Reciți poezii. Da. Vorbești din nou. În public. În da. Public. Și sunt foarte multe metode care pot să te ajute să-ți antrenezi mușchii gâtului. Însă, acest lucru este important. De ce spun asta? Pentru că după o anumită vârstă și mai ales după 65 de ani, în mod normal, îmbătrânim și tonicitatea musculaturii scade. Și atunci riscul ca respirația noastră să se blocheze în timpul nopții și să apară apnea în somn este mare. În acele momente când apare apnea, ciclul nostru de somn se întrerupe și creierul atrage atenția fără să fie în mod conștient asta, adică nu ajunge la scoarță semnalul. Scoarța, cea care ne face să gândim atât de mult și nu întotdeauna foarte bine, este foarte subțire. Ne atrage atenția în zona de mecanisme de sub scoarță, că trebuie să ne trezim, că el vrea să trăiască, organismul nu vrea să moară. Clar, bă, moare prostul, scoală. Și atunci determină reacția de trezire. Reacția de trezire care nu face altceva decât să aducă organismul din zona de somn profund de care avem nevoie, care este importantă, somnul cu vise, într-o zonă de somn superficial. Asta permite ca tonicitatea musculaturii să crească, să intre oxigenul și să readoarmă pacientul. Ei, vă imaginați că la persoanele vârstnice sau persoanele mari sfărăitoare sau la persoanele obeze, la persoanele care nu fac gimnastică și nu au antrenament și stau pur și simplu, aceste opriri nocturne se produc de multe ori de peste 30 de ori pe oră. O oră are 60 de minute, de 30 de ori înseamnă că în fiecare minut te trezești. Iar un ciclu are la undeva la 90 de minute, un ciclu de somn complet și trebuie să avem vreo 4 pe noapte. Cam 4 pe noapte. Este undeva fiziologic să avem până la 5 opriri sau să scadă frecvența respiratorie sau să scadă fluxul de aer pentru că dormim și ajungem să relaxează organismul. Dar asta nu trebuie să se facă în detrimentul aportului de oxigen. Ce se întâmplă în momentul în care avem aceste treziri repetate? Hormonii care ar trebui să se secrete dimineața la ora 4-5, cortizolul, cafeaua de dimineața organismului, hormonul serotonina, hormonul fericirii, nu se mai sintetizează. Și atunci o să vezi persoanele respective că dimineața se trezesc cu dureri de cap, indispuși, nervoși, toată ziua nimic nu le e bine, corect. Toată ziua sunt triști și supărați și parcă tot echilibrul familiei se schimbă sau a mediului din jur. Ori, de aceea spun că este foarte important modul în care respirăm ziua, dar și noaptea, pentru că respirația permite ca oxigenul să intre și ca celelalte organe, creier, inimă, rinichi, ficat, splină, toate să funcționeze corect. În momentul în care
De exemplu, la pacienții care au tulburări de ritm cardiac, recomandăm terapie care să mențină căile respiratorii deschise și oxigenul să pătrundă în organism corect și stabilim o presiune corectă la nivelul căilor aeriene, acei pacienți nu mai fac tulburări de ritm. Pentru că lipsa oxigenului duce la infarct, tulburări de ritm, risc de accident vascular cerebral, o serie de complicații pe care le vedem la oamenii vârstnici și ziceau, a, păi s-a paralizat, păi da, era în vârstă și avea tensiune, are fibrilație, păi da, era în vârstă și am fost obișnuiți oarecum să considerăm că oamenii vârstnici e normal să fie expuși la... Da. Să aibă aceste afecțiuni. Mm-hmm. Oamenii vârstnici nu este normal să fie bolnavi. Este normal să aibă... Depinde de modul de viață. Grijă. Asta e. Să aibă un mod de viață. Mi-au aminte, în Norvegia, urcam cu nevastă mea pe o pantă de asta să ajungem pe nu știu ce vârf de pe care se vedea senzațional un fiord. Și eram deja după vreo 8-9 kilometri de urcat. Ne-am oprit, de câteva ori ne-am mai odihnit, am luat-o și suflam destul de greu amândoi și la un moment dat trec pe lângă noi cu bețe de-astea, că așa sunt, doi bătrânei, sigur erau trecuți de 85, adică nu, deci nu 60-65, sigur erau trecuți de 85, într-o viteză fantastică, să vedea că făceau chestia asta în fiecare zi, adică eu n-am dubii că se duceau până acolo și înapoi. Și ne-am dus, i-am găsit acolo, până când am ajuns noi, ei deja plecau înapoi. Și se vedea pe ei, adică cred că, nu cred că aveau mai mult de 8% grăsime pe corp, deci erau fit la modul ăla extraordinar, la vârsta aia, când na, toate atârnă pe tine, că ești la vârsta respectivă, dar arătau extraordinar și aveau o capacitate de efort menținută. Aveam o discuție cu cineva tot așa la festivalurile astea la care am fost și oamenii tot zic, uite, cu ceasul ăsta și cu nu știu ce, că te uiți, că... Și era cineva care se plângea, zice, domne, am văzut la tine VO2 maxul ăsta, 51, de sportiv, de nu știu ce. Și eu nu reușesc, domne, să ajung acolo și l-au întrebat pe om, zic, ai făcut sport? Zice, nu, am apucat de vreo 2 ani. Păi zic, n-ai cum să ai o capacitate de efort mare dacă n-ai o perioadă foarte lungă în care te-ai antrenat, plămânii trebuie să poată să facă lucrurile astea grele și să ai rezistență. Dar să ai... ce este bine și ce este important, indiferent la ce vârstă te apuci să faci sport, organismul recuperează și răspunde. Sigur, nu o să fie la fel ca cel care a făcut tot timpul. Corect. Dar cu siguranță se va schimba starea generală și se schimbă modalitatea în care reacționezi și permiți acelor emoții destructive pentru noi să facă parte din viața ta. Pentru că ai altceva de făcut. Ceva mult mai important pentru tine. Vorbeați de mersul acela, se numește mers norvegian și în recuperarea respiratorie este extrem de important și recomandat. Pentru că mersul pe jos are clasă de recomandare A la persoanele cu afecțiuni respiratorii, iar utilizarea bețelor impune o anumită contractură a membrelor. Și atunci, practic, pe lângă faptul că îți antrenezi picioarele că mergi, antrenezi mâinile pentru că merg și ele. Mm-hmm. Și mai antrenezi ceva care e foarte important. Gripul. Strângerea, există studii foarte serioase, se vorbește despre ele, Huberman are un episod dedicat, făcut acum ceva timp, deci forța cu care reușești să strângi mâna se leagă direct de longevitate. Vorbește despre asta și Peter Attia în ultima lui carte, Outlive, pe care la fel am recomandat-o la starea sănătății și este o legătură directă, deci dacă nu aveți forță musculară. Da, pentru că sunt tot mai multe direcții în acest moment de cercetare care leagă evaluarea persoanelor cu boli cronice dincolo de evaluarea greutății și înălțimii,
este foarte importantă masa musculară, pentru că dacă, de exemplu, avem o persoană cașectică care intră într-un program de recuperare, și aici mă refer la pacienții respiratori, pentru că vreau să se știe că nu vreau să vorbesc de alte specialități, aici am citit. Pacienții cu boli respiratorii care sunt cașectici, dacă sunt introduși într-un program de recuperare, cașecție înseamnă o persoană care este foarte slabă. Deci o persoană foarte slabă care nu are masă musculară. Și atunci vorbești cu colegul care este diabetolog și nutriționist și te ajută să-i faci un program de alimentație, astfel încât și de, sigur, și exerciții și mișcare, astfel încât el să recupereze masă, nu neapărat masă musculară, ci greutate. Ei, recuperarea greutății este una și recuperarea masei musculare este cu totul altceva. Recuperarea mai ales după o vârstă, unde sarcopenia asta intervine, după... N-am vrut să folosesc termenul de sarcopenie, dar l-ați folosit dumneavoastră. Asta este pierderea masei musculare, care se întâmplă după vârsta de 35-43, chiar 30 și ceva, undeva la 1% în fiecare an. Și atunci pierderea ajunge să fie foarte, foarte mare pe o distanță de 20, 25, 30. Corect. Și nu se recuperează decât foarte greu. Asta este diferența. Dacă nu faci mișcare, ea nu se recuperează și în momentul în care ai pierdut-o, se dovedește, este dovedit științific că toate persoanele cu boli cronice care ajung în terapie și au și deficit de masă musculară, nu doar deficit de greutate, ajung să... rămână în terapie mult mai multe zile sau au risc de deces mai mare.